de fantuțe, ăștia sunt foarte drăguți. Prezent, trecut, viitor, suprapus împreună, cum vrei, spune-le. Așa și e, experiență personală. Totul e împreună. După miros, după senzații, după senzații tale, după cum ești mutat dintr-un spațiu în altul, în lumi paralele. Ok, eu așa le zic, lumi paralele, nu știu cum s-ar fi numit ele altfel, dar așa e acum pentru mine, ok. Totul e împreună și butonașul ăla de care ziceam eu, găsește cum învață, exersează cum trebuie să schimb macazul, e într-adevăr alegi situația, alegi în ce crezi și acolo ajungi. Că material, că nematerial, că e bine, că e rău, că e, da, tu ești la mijloc, dar sari în ceva. Dacă intuitiv înțelegi că nu mai ai ce face, să zicem, eu despre mine povestesc, doar despre mine, tu n-ai ce face la jobul ăla în care ești, ai sărit din el. Că nu te simți bine, că nu știu ce, că nu știu cum, că cârcă, mărg, nu contează. Tu dacă simți intuitiv nu ai ce căuta, ai sărit de acolo. Pentru că, în paralel, timeline-uri sunt o mulțime, da? De timp. E acum, în prezent, da? Se află. Nu știu cum să explic fizic, științific. Ok. Și tu, experiență personală, când am zis că plec de undeva, eu am sărit în alt loc. Și repede am luat-o de la capăt, dar un pic când înțelegi despre ce e vorba, o iei de la capăt, nu chiar de la capăt, o iei cumva mai rapid cercul ăla, da? Cercul ăla infinitului. Trebuie să-l treci cumva. Și îți dai seama, eu acum mă aflu cu 7-10 ani în urmă, fiind în viitor, de fapt, în prezent. Înțelegeți? Eu să înțeleg despre ce vorbesc. Pentru că am ales să nu mă mai duc acolo unde nu mai face bine psihic, la jobul ăla care mi-a plăcut și am crezut că e bine până am simțit, nu m-am mai simțit bine, da? Sau în familia aia în care erai măritată și ai vrut să divorțezi, dar ai zis că nu știu ce, că nu știu că cârcă măr, că nu știu ce. Și de acolo ai plecat. Bun. Și ai sărit în alt loc, unde cine știe de fapt despre ce a fost vorba și ce ai făcut și dacă ai făcut asta sau nu. Și nici nu mai contează ce ai făcut sau cu cine ești în viață. Important e fantastic când simți și înțelegi cum se întâmplă lucrurile și te ia pur și simplu și te sare universul. Și sare în ceva unde n-ai crezut și nu te-ai așteptat să ajungi cândva. Chiar nefăcând nimic și zici că nu se întâmplă mare lucru, stau și croșetez, stau și meditez, mă bucur, mă plimb și așa mai departe. Ori tu ții echilibru, ții universul în universe și universele într-un univers. Ai înțeles unde ești? Păi, fantastic! Fantastic! Sefei mic copil pe lângă experiențele prin care trecem acum și asta ziceam, războiul despre care auzi sau bucuriile a unor țări sau nefericirile lor, toate sunt legate, suprapuse, fiecare om, dacă fiecare om, îți dai seama, dacă fiecare om are un cerc de trecut și de luat o hotărâre de sărit undeva și o ia repede de la capăt, dar cumva mai rapid. Și se află în alt loc. Da, păi minte o țară. Da, păi minte un pământ. Înțelegi? Și cumva asta, karmic, da? Adu-ți aminte ale tale cum s-au întâmplat și ți-au venit înapoi și trebuia să treci prin el. Nici n-ai știut, uite așa, ai fost aruncată în spațiu
nu neapărat să le și înțelegi. Așa și țările acum trec prin ceva și care auzi că o țară s-a adus sub pământ sau a fost o nenorocire acolo, a acoperit-o cu apă sau a ars nu știu ce. Sau, karmic e a țării se întâmplă ce se întâmplă. Și acum de Ucraina ziceam, sunt războaiele suprapuse, cum s-a comportat om ca om, dar țara cum s-a comportat în mintea ta. Tu înțelegi unde ești? Ele nici nu sunt. Tu ești atâta. Tu ești omul, tu ești pământul, tu ești țara, tu ești universul, atât cât ești în jurul tău. Dar dacă luăm în maștab și colectiv și cam ce crede lumea și că se sperie și că nu știe ce se întâmplă, e karmic, e foarte frumos, e dus întors. Am acum în față în al doilea război mondial ce era cu Ucraina, da? Și ce i s-a întâmplat și partea cui a luat și e foarte frumos, karmic s-a întors, e cumva trebuie acceptat și nu e frumos urât, e așa cum e, nu știu cum am zis frumos, dar pozitiv, în sens de pozitiv, de îmbrățișat. Și orice se întâmplă, așa ceva se întâmplă și cu țările, că și iau alt drum. Omul ia alt drum, da? Eu am luat alt drum, am sărit într-o lume unde nici n-a fost, nici pomină n-a fost despre nu știu ce țară. Nici nu e. Ea a dispărut de pe fața pământului din timpul al doilea război mondial. Înțelegi unde ești? Și nu deplângem nimic și nu ne facem griji pentru nimic. Tu hotărăști unde sari și ce ți se întâmplă și acolo sari în lumea aia unde se întâmplă lucrurile sau nu. Ai înțeles unde ești? Asta vreau să zic, e foarte frumos și e super tare. Și referitor la toate avalanșele și răsturnările a țărilor, a pământului, geme, se schimbă, tu sari într-un loc și vezi cum se transformă lucrurile. Hotărăști să iei altă hotărâre și vezi cum se transformă totul. E ca un film, mă uitam acum la un film super tare. Ia de fiecare dată un caracter. De fiecare dată trece prin tunelul ăla care pentru mine, când eu am sărit, m-am avatarizat, m-am trezit, eu treceam printr-un tunel, am trecut printr-un tunel, am fost adusă în pat și așa mai departe. Dar asta facem în fiecare zi pentru o zi nouă. E ca și cum același lucru îl faci, dar în altă zi. Și ce hotărăști să faci? Azi mănânci iaurt și nu bei cafea dimineața? Ai sărit în altă, și nu glumesc, în altă lume. Sau invers, mai mănânci iaurt și bei o cafea? Ai sărit în... De orice, oricum respiri, oricum înțelegi, oricum gândul l-ai trimis, cum ți s-a părut, cum... Tot. Super. Și... Asta mă uitam și ea de fiecare dată nimerea în situație. Eu mi-aduc aminte de mică, când știam că se întâmplă niște lucruri, eu idei n-aveam că e de fapt de mică știam să fac lucrul ăsta. Fiecare om de mic știe, da? să se comporte în cerc karmic. Adică ce îi se întâmplă omului? Se duce... N-am apucat. Ok. Cercul se duce, da? Karmic se duce și vine. Fiind copil, mi-era ușor. Eu vedeam și... Nu, mi se părea că e magică, e, da? Ori noi suntem ăștia. Noi suntem cei mai normali dintre normali. Ăsta e normalul. Să vezi karmic cum se întâmplă lucrurile și să accepți altceva. De data asta o să fac altceva. De data asta o să plec de la jobul ăsta și o să intru în șomaj. Și intră toată lumea în șomaj și s-a terminat. Și sărim în altă parte. Tu înțelegi unde e? Până se dizolvă problemele cu banul, cu viața, cu tătișelea. E superb, e superb. Asta mă uitam la ea acum din film, caracterul ăsta. Fantastic! Și de fiecare dată trecea prin tunel. Cred că așa cumva se întâmplă lucrurile când știi despre ce e vorba. Și pe viitor ce se întâmplă,
Gândește-te la țară prin ce a trecut țările, ce au trecut, suprapune situațiile și karmic cam asta se întâmplă pentru fiecare țară, da? Fiecare om știe prin ce a trecut și karmic ce i s-a întâmplat, cât de cât și dacă nu înțelege, măcar știe că trebuie să ai grijă și cumva să te ferești de situații dorite, nedorite. Oriele sunt minunate, le îmbrățișez și știi ce ai de făcut. Așa înveți, așa înveți, așa înveți și e superb, e superb. Asta vreau să zic. Am mult, 10 minute. Da. Și noi de mici aveam așa ceva și asta e omul. Nu e o ființă supernaturală și nu știu cum. Așa e omul, așa e făcut. Numai că au fost date energiile peste cap, noi am sărit în proiecțiile părinților. Noi minunați, da? Veniți din cine știe de pe ce tărâmuri, energetic ne-am întâmplat și ne-am născut în proiecțiile părinților unde au fost date energiile peste cap. Eu țin minte, mă plimbam prin oraș, copil fiind de la școală când veneam, cu o prietenă de-a mea și vedeam situațiile și știam ce se întâmplă. Și era ceva normal și am mai zis-o asta, am mai înregistrat. Ori ne întoarcem a fi oameni. De fapt, asta e. Nu e SF, e om. Să fii om e așa ceva. N-ai știut până acum. E om. Vibrant, luminos și așa mai departe, da. E super. Și cam asta înveți și asta e răspunsul la ce va fi. Da? Ce va fi cu Pământul, ce va fi cu noi, suprapune tot ce s-a întâmplat, suprapune de ani de zile, toate descoperirile, toate, 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 suprapune, plus proiecțiile și uite așa. Cam asta se întâmplă și e super, e super. Dar rămâi în liniștea ta, da? Atât cât e. Tu ești atâta. Doar atâta ești. Atât. Și ai o liniște și ții pământul tău în suspans. Ok. Ții așa în echilibru. Cum îl înțelegi tu? Nu ți iese, nu înțelegi? Înveți. Bine ai venit acasă!